Ministerul Finanțelor și Guvernul crede cu tărie că noile măsuri propuse prin codul fiscal vor fi menite să încurajeze investițiile în România și vor avea efecte pozitive pentru o economie cu o creștere sustenabilă și durabilă. Desigur, măsurile din proiectul codului fiscal le-am dezbătut și le dezbatem în continuare cu partenerii noștri internaționali, cu Comisia Europeană, cu Fondul Monetar, cu Banca Mondială. Iată, domnul ministru al Finanțelor a fost săptămâna trecută și s-a întors azi noapte de la Washington, tocmai în acest scop de a discuta aceste măsuri cu Fondul Monetar Internațional. Misiunea Ministerului Finanțelor fiind aceea să dezvolte cu adevărat acest parteneriat cu organismele financiare internaționale. Considerăm că noul cod fiscal urmărește și simplificarea reglementărilor, cât și asigurarea predictibilității, doi factori deosebit de importanți luați în calcul de investitori. Desigur, convergența reală este o condiție esențială pentru adoptarea euro, pentru că România va trebui să facă față presiunii de pe piața unică. Criteriul de convergență reală nu are obiective cantitative, însă este extrem de important. Indicatorul sintetic utilizat pentru evaluarea progreselor este PIB-ul pe locuitor exprimat la standardul puterii de cumpărare. În prezent, PIB-ul pe locuitor exprimat la standardul puterii de cumpărare este pentru România de 55% din media Uniunii Europene. Deci avem un decalaj de 45 de puncte procentuale față de media Uniunii Europene. Estimările indică faptul că România se va apropia de 70% din media Uniunii Europene în jurul anului 2020. Reformele structurale stimulează convergența reală, respectiv PIB-ul pe cap locuitor, rezultând o creștere a veniturilor care duce la o creștere a veniturilor bugetare, fapt ce va reduce deficitul bugetar și datoria publică. Printre prioritățile care le avem, sistemul de pensii și cheltuielile pentru sănătate și datoria publică. În ce privește pensiile și cheltuielile pentru sănătate, viabilitatea finanțelor publice pe termen lung, în ceea ce privește costurile cu îmbătrânirea populației, este analizată de Comisia Europeană și de experții naționali în cadrul unui grup de lucru la nivelul Comisiei Europene. În cazul României, raportul 2015 nu a relevat riscuri pe termen scurt. În ce privește durabilitatea, un nivel scăzut de riscuri pentru termen mediu, precum și un risc moderat pentru orizontul de proiecție anul 2060. În conformitate cu previziunile pentru noul exercițiu, se estimează că ponderea cheltuielilor cu pensiile în PIB va fi sub media Uniunii Europene pentru întreaga perioadă de proiecție. Deficitul sistemului public de pensii va ajunge la 1,2% din PIB în anul 2060, de la un deficit de 2,3% în anul 2013. În ce privește datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, datoria publică a crescut de la 39,8% din PIB la sfârșitul anului 2014, comparativ cu 38% din PIB la sfârșitul anului 2013. Totuși, datoria publică este cu mult sub plafonul de 60% impus de tratatul de la Maastricht. Este unul dintre cele mai scăzute niveluri de îndatorare ale Uniunii Europene, după Estonia, Luxemburg și Bulgaria. Pe termen mediu, ca rezultat al creșterii economice anticipate, datoria publică estimăm că va rămâne la un nivel sustenabil sub 40% din PIB. Cam atât am avut de spus, vă mulțumesc!